O mult așteptată reeditare a volumului Armenopolis, oraș baroc arhitectului Virgil Popa, are lansarea pe 26 mai 2012 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Evenimentul cuprinde și lansarea cărții cultură și artă armenească la Gherla, un ghid de conversație roman-armean, precum și prezentarea filmului Armenopolis. Oaspeții vor fi tratați cu surprize armenești, dar și cu muzică interpretată la violoncel de Cornelius Zacob, elev al liceului de muzică. Manifestarea este organizată sub egida Consiliului Județean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Uniunii Armenilor din România, filiala Cluj și Liceul de Muzică Sigismund Toduță.